Dragostea ta e ca un foc.
Le voi albi mai albe decât neaua și în casa mea cu slavă veți trăi. Priviți pe drum, înapoi în depărtare, la urmele ce pulbere au rămas și spuneți voi, cu câtă îndurare, v-am întărit pe cale, pas cu pas. Cu roa dimineții și cu mană, cu prepenițe grase v-am hrănit și apă, când ați vrut, v-am dat din stâncă, de arșiță cu norul v-am umbrit. Am brăzdat căi prin locuri neumblate, pe fund de mări, un drum să treceți voi. Și în loc să-mi proslăviți slăvit un nume, din aur v-ați turnat vițe și voi. Am alergat prin munți și prin pustie, v-am căutat prin cei mai aspri spini și v-am adus pe umeri iar la turmă. De ce fugiți în noapte la străini? A fost vreo rană să-mi pun balsamul? Avut ați vreo suspin să nu-l ascult? De ce atunci disprețuiți un tată ce v-a iubit și vă iubește mult? Ați fost murdari și goi, flămânzi și singuri, și eu îndurător v-am înfiat, dar v-ați întors în cloaca voastră neagră, ați râs și din mocirlă m-a scuipat. M-am îngrozit și m-am căit atunci, că am pus în voi un chip nemuritor, că am vrut să fiți părtași pe veșnicie, la sărbătoarea sărbătorilor. Unicul fiu vi l-am trimis ca jertfă, să moară pentru voi crucificat, cum a durut când cuiele pe cruce băteau în mâna care v-a creat. L-ați stors și l-ați zdrobit în teascul vostru, l-ați atârnat pe lemn și ați râs de el, când el plătea chinuri prețul vostru și mistuia altarul ca pe miel. Pe Golgota se zbuciuma tot cerul și crucea voastră, era prea grea. Dar am plătit cu sânge prețul vostru și v-am răscumpărat cu viața mea. Iar voi m-ați părăsit și azi de afară, desculț, la ușă bat și iar vă chem. Oare n-a fost destul că mi-a dat fiul, că în locul vostru l-am făcut blestem? V-am apărat cu mâini însângerate, cu trupul frânt, zdrobit sub spinii grei.
Băutam eu disprețul locul vostru. De ce m-ați părăsit, copiii mei? Acum însă e ultima chemare. La poartă vă mai bat o dată doar. Măcar acum, în ceasul cel din urmă, să nu disprețuiți bogatul har. Atunci veți vrea să fi răspuns chemării. Mă veți ruga milos și bun să fiu. Veți alerga la munți și plin de groază. Vă veți trezi atunci, dar prea târziu. Copii, opriți-vă din goana voastră și stați o clipă să ne judecăm. Părintele vă așteaptă și vă cheamă. Copiii mei, veniți să ne împăcăm. Amin. Și pentru că e o zi a bucuriei, vrem să încheiem și noi cu o cântare a bucuriei. Din nou, gloria este pentru Dumnezeul nostru. Amin.